Bună dimineața, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochia și mă bucur să fim din nou împreună la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Este prima duminică din postul mare al Paștelui, Duminica Ortodoxiei. Despre această duminică, despre sfinții care au binecuvântat această primă săptămână de post, dar și despre evenimentele religioase consumate în aceste zile, astăzi vom vorbi pe larg la Universul Credinței. La finalul primei părți, Răzvan Bucuroiu îl va avea invitat la dialogurile dimineții pe părintele Visarion Alexa. Temele de discuții le veți afla imediat după ora 7:30, iar ora 8 vine cu partea a doua pe care nu trebuie să o pierdeți, pentru că vă propunem un foarte interesant documentar, Universul Credinței, iar aproape de 8:30, Bucuria Credinței, alături de părintele Constantin Necula. Astăzi vă propunem ultimul episod din seria începută la Memorialul Sighet. Așadar, o nouă ediție pe care nu trebuie să o pierdeți. Suntem aici, aproape de ceea ce Aurel Vlad a numit cortegiul sacrificaților. Într-un fel sau altul, oamenii aceștia au ieșit, sunt dincolo, sunt simbolul celor care au trecut dincolo de ziduri, celor care, într-un fel sau altul, au trecut deja de înviere. Sper să se înțeleagă bine. Astfel de lucruri n-ar mai trebui să se repete în România și că libertatea de a rosti adevărul, mai ales adevărul creștin, ar trebui protejată la rândul ei, prin, măcar printr-o lege nescrisă a bunului simț și a cunoașterii. Să spunem că noi ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni în timpul filmării care ne opreau, ne mulțumeau, ne îmbrățișau, ne dădeau mâna. Arătând o dată plus că poporul acesta este totuși într-o foarte mare proporție un popor de oameni care își asumă creștinismul și încearcă să-și trăiască Evanghelia. V-am convins așadar să rămâneți conectați la Universul Credinței. Jurnalul religios începe chiar acum. Înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit. Răspunzând, Simon i-a spus: Învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău voi arunca năvoadele. Și făcând aceasta, au prins așa o mare mulțime de pești, încât li se rupeau năvoadele. Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile, încât erau gata să se scufunde. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus, spunând: Îndepărtează-te de mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Pentru că îl cuprinsese teama pe el și pe toți care erau cu el, pentru pescuirea pe care au făcut-o. La fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoțitorii lui Simon. Însă Iisus i-a spus lui Simon: Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe el. Îndepărtează-te de mine. Nici o întâlnire nu e ușoară, pentru că a întâlni pe cineva oferă posibilitatea de a-i face loc în viața ta, în sufletul tău, în preocupările tale. Oricâte minuni ar însoți-o, omul îi poate intui exigențele. Bunătatea pe care o manifestă Iisus îl face pe Petru să se simtă neputincios. Oare cum aș putea să răspund acestei generozități? Se simte în fața unei invitații mai presus de fire și preferă să-și mărturisească slăbiciunea omenească. Dar pe Iisus nu-l interesează păcatele lui Petru, nici respingerea lui temătoare. Pe Iisus nu-l oprește neputința nimănui. Este obișnuit cu respingerea încă din pruncie și știe că oamenii vor refuza în continuare o întâlnire în lumina căreia își pot vedea neputințele. Iubirea lui prisosește și se transformă într-o invitație de a rămâne împreună. Petru îndrăznește să-l urmeze și se aventurează într-o poveste al cărui final este total necunoscut. Dar necunoscută îi era și posibilitatea de a găsi pește. Își dă seama, Petru, că a fi împreună cu el înseamnă o călătorie în care Iisus este singurul care poate garanta finalul. Va vedea și el
așa cum vedem și noi că Iisus rămâne generos până la capăt. Una dintre organizațiile non-guvernamentale implicată real în combaterea risipei alimentare, Banca pentru Alimente, prezentă în România încă din anul 2016, ca membru al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente, se află deja de mai bine de 2 săptămâni în prima linie în ceea ce privește ajutorul oferit persoanelor refugiate din Ucraina. Dacă în mod obișnuit rolul său este acela de a oferi asociațiilor beneficiare care desfășoară programe sociale, bunuri alimentare și non-alimentare colectate de la partenerii săi, în ultima perioadă, organizația, prezentă deja în 9 centre regionale din întreaga țară, și-a canalizat toate eforturile și resursele în direcția acestei cauze. Printre cele 400 de asociații beneficiare din țara noastră, cu peste 135.000 de beneficiari direcți, se află și Casa Shalom, o organizație caritabilă implicată în asistența umanitară, în protecția și îndrumarea educațională și socială a copiilor aflați în situații sociale deosebite și integrarea lor în societate. În București, organizația coordonează un centru de plasament pentru copii cu vârste între 0 și 18 ani. Aici, la Casa Shalom, de mai multe zile, alături de copiii centrului, au fost găzduiți, hrăniți, sfătuiți, ajutați și îndrumați peste 200 de refugiați din Ucraina. Și Casa Shalom și Renovații lucrează cu o fundație din Chișinău. Ei au trimis 10 autocare în București. Toate 10 au fost trimise în colaborare cu noi. Mai trimit încă 10 în imediată apropiere. Deci cum se eliberează? Cum mai trimitem autocar? Cum se eliberează? Cum mai trimitem autocar? Deci este un circuit continuu, da. Cei de acolo sunt o fundație și biserică. Pentru că acum cea care s-a mobilizat cel mai puternic în societatea civilă este biserica. Oamenii cam toți alergă la biserică, pentru că le e frică de cine dau, peste cine dau. Le e teamă. Întâmplările prin care acești semeni ai noștri au trecut sunt greu de povestit și chiar de imaginat. Speranța este ca ei, cât de curând, își vor recăpăta încrederea și curajul de a zâmbi din nou și se vor putea întoarce în siguranță la casele și familiile lor. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei organizează în această perioadă campania Din Dragoste pentru Ucrainieni, în cadrul căreia au fost colectate în toate bisericile din județele Alba și Mureș alimente neperisabile, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă și apă potabilă. În cadrul acestei acțiuni umanitare, pe raza județelor Mureș și Alba, au fost adunate alimente neperisabile și alte ajutoare în valoare de peste 500.000 de lei și de asemenea a fost colectată suma de 220.000 de lei în bani. În cadrul acestei campanii, Arhiepiscopia Alba Iuliei oferă peste 750 de locuri de cazare. În locurile de cazare puse la dispoziție de Mănăstirea Dumbrava din județul Alba și de Mănăstirea Sighișoara din județul Mureș avem peste 100 de refugiați care sunt găzduiți în camerele de protocol și de asemenea au fost identificați mai mulți vorbitori de limba rusă, respectiv ucrainiană, pentru a facilita comunicarea cu cei care sunt primiți în eparhia noastră. Din primele zile ale războiului din Ucraina, comunitatea credincioșilor din Halmeu a fost alături de refugiații care au trecut granița în țara noastră, prin vama din localitate, încercând să-i sprijine cu toate cele necesare. Suntem aici din momentul în care a început conflictul dincolo. De când au intrat refugiații, joi a fost o săptămână, eram prezent aici. Și prima persoană care a cerut azil, deja am primit-o cu un ceai, un pachetel de mâncare. Și am căutat să le oferim o cazare. Un nou transport cu ajutoare umanitare din județele Alba și Mureș a ajuns în aceste zile la vama Halmeu din județul Satul Mare, fiind descărcate la punctul de colectare organizat de Episcopia Maramureșului și Sătmarului în stația CFR din localitate. Am adus pentru refugiații din Ucraina mai multe cantități de produse, constând în alimente,
produse de igienă, hrană și alte articole necesare care să acopere toate nevoile acestora care sunt oropsiți și care sunt necăjiți în situațiile speciale pe care le au fiecare în parte. În această săptămână, persoane refugiate din Ucraina au fost cazate la așezământul social din cadrul parohiei Sfânta Filoteea din Brăila. Împlinim o datorie filantropică de a ajuta pe cei care în zilele de astăzi sunt în grea suferință. Programul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, început în duminica în fricoșătoare județi, a continuat pe toată perioada acestei săptămâni. Iar astăzi, protoieria Galați, cu sprijinul tuturor parohiilor, a organizat un transport care constă în îmbrăcăminte, pături și produse de igienă pentru refugiații care trec în aceste zile cu mare durere în suflet granița țării noastre la Ixalcea, în județul Tulcea. Am realizat în cadrul programului eparhial o colectă pentru frații noștri refugiați greu încercați. Astfel, prin mărinimia și dragostea preoților și a dreptslăvitorilor creștini, s-au strâns pături, geci și obiecte de uz sanitar, toate însumând o valoare de 30.000 de lei. Însoțim acest dar filantropic cu un alt dar. Darul rugăciunii este un dar nevăzut, viu și prezent, pe care îl așezăm alături de aceste ofrande pe care le ducem cu multă bucurie fraților noștri greu încercați. Și tot în această săptămână, mame însoțite de copii, refugiați din Ucraina, s-au întâlnit cu ierarhul Dunării de Jos. Comuniune și rugăciune, încurajare și sinceră dragoste creștinească, manifestate prin gesturi firești, într-un context atât de nesigur și de dramatic. Cu ajutorul lui Dumnezeu am sărbătorit și anul acesta hramul Mănăstirii Sfinții 40 de Mucenici, Memorialul Gherla, hram pe care îl sărbătorim în fiecare an la 9 martie, este acum al 5-lea hram. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu l-am dus la capăt chiar în vremurile acestea tulburi. Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici este construită pe dealul Cărămidăriei, cimitir al foștilor deținuți politici care au murit la Gherla în perioada comunistă, și astăzi, când Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții 40 de Mucenici, statul român îi pomenește pe toți cei ce au suferit în închisorile comuniste. Stăm cu picioarele pe un pământ sfânt. Aici sunt frații noștri, eroii noștri care au luptat pentru credință. Nu pentru asta am mers în munți. Rozinca a fost clară. Credință, înfrățire, pace. Vedeți? Și în Ucraina, câți mori nevinovați, câte dureri acolo. Încă o dată Dumnezeu ne-a dăruit mângâierea de a fi împreună la hramul memorialului de la Gherla. În scurta mea predică pe care vă pun la suflet, aș vrea să subliniez o realitate, și anume că fără jertfă nu-i cunună. Această zi a fost aleasă ca și zi în care ne aducem aminte de deținuții politici care pe toate plaiurile țării noastre au pătimit pentru crezul lor, pentru dreptatea românilor. Și mulți nu s-au întors acasă și au fost încununați acolo în temnițele în care l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos.
Iar acum Răzvan Bucuroiu vă propune editorialul acestei duminici a Ortodoxiei. Un ascensor celest, un trafic intens de îngeri. Aceștia urcă și coboară frenetic, fără zăbavă, serioși și asumați, ducând vești de sus în jos și de jos în sus. Sunt, cum s-ar spune în armată, curieri. Dar nu sunt simpli curieri, ci sunt făpturi care ne vor binele. Sunt implicați în tot ceea ce facem bun. Se retrag, discreți și gingași, ca un corn de melc, atunci când ne întunecăm de păcat. Îngerii sunt o prezență extrem de activă în Evanghelie. Iată ce ne spune Luca la capitolul 2, versetul 21, citez. I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger. Apoi Mântuitorului i-au slujit încă din primul ceas. Îngerii doxologeau la căpătâiul pruncului în Betleem, după care îi întâlnim în pustia Carantanii, citez din nou, și a fost în pustie 40 de zile fiind ispitit de Satana. Și era împreună cu fiarele și îngerii îi slujau. Marcu 1.13. Așadar, înaripații sunt o prezență constantă în lucrarea terestră a lui Iisus. Însă în Evanghelia de azi, a lui Ioan, suntem avertizați că deja cei aleși vor vedea, concret și urgent, această roire. Acest du-te vino al îngerilor năvală peste Fiul omului. Dar cum? Prin cerurile deschise, așa cum l-a fost dat să vadă și lui Ștefan și lui Pavel și tuturor celor care au asistat cu ani înainte la botezul Domnului. Așadar, o fereastră de oportunitate harică, un semn vizibil, concret însoțește această deschidere a cerurilor. Pentru ochi, minte și mântuire. Încă de la declanșarea războiului din Ucraina, Biserica Ortodoxă Română a organizat colecte și acțiuni de ajutorare a refugiaților. Preafericitul părinte Daniel, în mesajul transmis la începutul acestei săptămâni, mulțumește tuturor eparhiilor care au răspuns la apelul Patriarhiei Române de cooperare frățească și contribuie în continuare la ajutorarea refugiaților ucrainieni. În mod deosebit, transmite preafericirea sa, mulțumim eparhiilor aflate la granița cu Ucraina, Mitropolia Basarabiei, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Tulcii. În contextul actual, marcat de violență și multă suferință în Ucraina, este necesară în continuare ajutorarea refugiaților ucraineni, care tranzitează România sau rămân aici pentru o vreme. Totodată suntem chemați să înmulțim rugăciunea către Dumnezeu ca să înceteze războiul și să fie pace pentru ca refugiații să poată reveni în patria lor. Mai ales acum, în timpul postului Sfintelor Paști, când rugăciunea stăruitoare susține pocăința sinceră pentru păcate și face postul roditor de smerenie, pace și bunătate, este necesar să cultivăm pacea inimii noastre și să ne rugăm pentru pacea între popoare. Violența militară din război nu trebuie imitată prin violență verbală, prin atac la persoană sau denigrare. Dacă în slujbele ortodoxe ni se oferă adesea binecuvântarea pace tuturor, este necesar ca această pace să o facem prezentă și roditoare în biserică, în familie, în societate și în relațiile dintre popoare, spre slava Preasfintei Trăimi și binele omenirii. Mergem acum în Episcopia Maramureșului și Sătmarului, de unde în data de 8 martie un nou transport cu ajutoare a plecat spre Ucraina. Escaladarea conflictului din Ucraina a făcut ca eparhiile de graniță să se implice nemijlocit în sprijinirea persoanelor greu încercate din cauza războiului. Tineri din Ascor, Baia Mare și din Atocem, dar și voluntari, au ajutat la încărcarea unui tir cu produse destinate ucrainienilor care deocamdată nu și-au părăsit țara. Acțiunea a fost coordonată de sectorul social-filantropic și misionar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. La începutul postului mare, Preasfințitul Părinte Iustin a transmis un mesaj încurajând buna colaborare între cler și autorități pentru a veni în sprijinul refugiaților. Să ne revenim întru sine, să-și revină întru sine neamurile și popoarele, să-și revină întru sine lumea. Și să se aștearnă pacea pe pământ, să înceteze glasul armelor și să primeze glasul dialogului, rațiunea dialogului, pentru ca mamele să nu-și mai piardă fiii
copiii să nu-și mai piardă tații, soțiile să nu-și mai piardă soții și de ce nu biserica și țara să nu-și mai piardă bărbații. Acestea sunt rugăciunile pe care le vom face în chip smerit și într-un mod duhovnicesc desăvârșit pentru pacea toată lumea și pentru iertarea sufletelor noastre. Ajutoarele strânse cu sprijinul parohiilor au constat în pături, perne, pilote, obiecte de igienă, dar și haine groase și alimente. Produsele se colectează permanent la Catedrala Episcopală din Baia Mare, de unde sunt duse către zonele de conflict din Ucraina cu ajutorul autorităților. Mulțumim lui Dumnezeu că am avut oameni cu suflet pentru a putea face al doilea transport. Primul a fost din depozitele de la Halmeu către Ucraina. Acesta este din Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Programul este 24 din 24, ce a însemnat un efort de a încuraja în primul rând pe toți care trec granița și de a asigura că vin acasă, chiar dacă au lăsat casa lor. Sunt foarte mulți care în lacrimi, în momentul în care i-am întâlnit, i-am întâmpinat, le-am dat un ceai cald, hrană, le-am dat niște bănuți pentru cumpărături și i-am direcționat către aeroporturi, le-am cumpărat bilete, i-am direcționat către autobuzele pe care le-am închiriat să-i transporte în Germania, Polonia, Cehia. Toate lucrurile acestea au fost eforturi, dar puțin frigul ne-a înghețat, noi am răbdat și la toți le-am urat răbdare la frig. Aceste pachete sunt primite cu mare bucurie de către toți ucrainenii. Vă mulțumim pentru toate aceste ajutoare pe care ni le trimiteți, ne sunt de mare folos. Situația acolo nu este una foarte bună, ar fi nevoie de medicamente, de mâncare, pentru că acestea se termină, ele fiind necesare și pentru refugiații care vin de pe teritoriul țării noastre și așteaptă în vamă ore întregi. Este primul transport pe care îl fac eu, dar au mai fost ajutoare care au venit din România. Când am trecut granița, a fost totul normal, dar acum tinerii nu mai au voie să plece. Suntem datori să ne apărăm țara. M-au rugat și pe mine să ajut, iar eu asta fac acum. Pe lângă ajutorul material, ierarhii, preoții și credincioșii înalță rugăciuni pentru încetarea războiului la fiecare slujbă. Slujirea Martei precumpănește în aceste zile în biserică. Atenția se îndreaptă spre salvarea și îngrijirea acelora care au fugit din calea unui război nedrept. Multe dintre centrele parohiale aflate la graniță cu Ucraina s-au transformat, așa cum ați văzut, în tabere pentru refugiați. Un exemplu îl oferă și protoieria Niculițel. Acolo s-au aflat săptămâna trecută colegii mei Corneliu Vlad Matache și Silviu Andrei. Să urmărim reportajul. Peste 300.000 de refugiați au intrat în România de la începutul războiului, prin Vama Siret și prin celelalte puncte de frontieră cu Ucraina. Bătrâni, femei cu copii, cetățeni altor state care au studiat sau lucrat în Ucraina, au fugit din calea bombardamentelor care le-a distrus unora agoniseala de o viață. Biserica Ortodoxă Română, alături de celelalte culte și de autoritatea laică, s-a mobilizat pentru a veni în ajutorul semenilor oropsiți. Multe din centrele parohiale, ori de asistență socială, s-au transformat în tabere de refugiați. Părintele protopop Gabriel Onea, din localitatea Niculițel, județul Tulcea, a pus la dispoziția refugiaților, cu binecuvântarea preasfinției sale Visarion, episcopul Tulcei, clădirea protoieriei. Hrana, îmbrăcămintea, produsele de strictă necesitate sunt asigurate de preoții slujitori împreună cu reprezentanții primăriei, ori provin din ajutoarele care sosesc zilnic din țară sau din rândul comunităților ortodoxe românești din diaspora, printre care și parohia Ion Shopping, Suedia. Problemele curg în cascadă. Noi suntem doar prezenți. Am luat legătura cu primăria noastră din Niculițel, cu primăria din Isaccea, pentru că aici forurile superioare au fost primii care au avut contactul cu cei care vin prin Vama Isaccea și așa am coagulat un grup de inițiativă, noi punând la dispoziție sediul protoieriei, pentru că e singura cazare din zonă, vorbim de Niculițel,
Sunt și câteva pensiuni, s-au oferit și ei să ajute pe cei care vin din Ucraina. Noi avem aici la sediul Protoierii o capacitate de 50 de locuri, dar aseară deja am fost depășiți pentru că au venit mai mulți decât aveam noi ca locuri. Și am pus la dispoziție și alte canapele care erau pe horul, le-am îngrămădit-o așa în sala de ședințe, care am transformat-o acum în dormitor. Și așa am putut fi de folos fraților noștri de dincolo. Ce condiții puteți oferi aici, în centrul refugiaților? În sediul Protoieriei, v-am spus că avem cazare, 50 de locuri. Avem două săli de mese. Aici suntem într-una din săli. Oamenii au stat la masă, se duc la dormitor. Copiii se trezesc mai târziu, vin și ei la masă. Am fost ajutați de, în primele zile, de oamenii de aici din Niculițel, după care au venit și din Tulcea. Episcopia Tulcei a făcut, a chemat toți preoții și toate parohiile să vină în ajutorul nostru, a celor din Isaccea, bineînțeles a refugiaților care vin din Ucraina. Alimentele le strângem jos, la subsol avem depozit pentru materiale, plus bucătăria, toate acum sunt în foc deschis. Avem voluntari de aici din Niculițel care ne ajută la mâncare. Mai mult decât atât, ei sunt, mulți sunt în tranzit. Vin, stau o zi, două, sunt familii, mai mult mame cu copii, soții lucrează în afară, stau două, trei zile până vine o mașină, am avut o mămică, a stat trei zile până a venit soțul din Polonia să le ia. Ați mai avut timp să luați câte ceva sau ați plecat pur și simplu doar cu hainele de pe voi? Cel mai necesar. Am luat puțin, avem și copii și nu știam unde și cum ați fi primiți. Nu ne aspect să gărăm, nu avem niște inițiale, nu tot ne-am ce-o compensirăm. Чистые постели, прекрасный стол, прекрасные обеды, ужины, все замечательно. A spus că de acasă n-au putut să iei tot necesarul, da, dar exact. Aici tot li s-a dat ce a trebuit, da, pentru viață. Veți rămâne aici și veți aștepta să vă întoarceți acasă sau veți pleca, da, în altă parte? Останете здесь или уедете дальше? Мы уедем дальше. У меня сын в Великобритании, а дети идут в Германию. Копилом дамы в Великобритании, шли о своей маме. Он там занимается наукой. Ела и профессор кусарский. Când am realizat aceste filmări, centrul de la Niculițel găzduia peste 50 de refugiați. Sursele spun că între timp, numărul refugiaților s-a dublat. Mai mulți localnici, dar și cetățeni din zonă, s-au oferit să-i găzduiască pe acești oameni oropsiți. Situația, oricât de grea ar fi, nu este fără ieșire. Cu rugăciunile Sfinților Martiri de la Niculițel, Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos și cu susținerea din partea bisericii și autorităților, refugiații își vor putea relua, măcar în parte, viața pe care războiul le-a schimbat-o într-un mod atât de brutal. În prima săptămână a postului Sfintelor Paști, credincioșii ortodoxi au participat la slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s-a citit în fiecare zi, de luni până joi, canonul alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, numit Canonul cel Mare sau Canonul de Pocăință. În paraclisul istoric al Catedralei Patriarhale, prima parte a Canonului cel Mare a fost citită de către preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Canonul Sfântului Andrei Criteanul are 250 de stihiri, grupate în 9 cântări, care începe fiecare cu un irnos dătător de ton și se încheie printr-o laudă adresată Sfintei Treimi și o laudă adresată Maicii Domnului. Canonul
de pocăință al Sfântului Andrei Cârteanu este o școală de pocăință. El a fost alcătuit în mod special pentru pocăința nu doar a persoanei, a individului, ci și a comunității aflate în rugăciune și în stare de pocăință. Această slujbă, canonul de pocăință al Sfântului Andrei Cârteanu, conține, din punct de vedere teologic și duhovnicesc, o meditație, un dialog al omului păcătos care se pocăiește, un dialog cu propria sa conștiință, pornind de la texte din Sfânta Scriptură, în care sunt arătați oameni păcătoși care s-au pocăit și oameni păcătoși care nu s-au pocăit. Ne arată oameni păcătoși și oameni drepți și ne îndeamnă să urmăm pocăința celor care au fost păcătoși, dar au regretat păcatele lor și au cerut iertare la Dumnezeu, și să urmăm pilda sau vețuirea drepților din Sfânta Scriptură. În cuvântul de învățătură, Patriarhul României a explicat înțelesurile rugăciunii Sfântului Efrem Sirul, rugăciune care este rostită mai ales în perioada postului mare, însoțită de metanii și închinăciuni. Mai întâi, aceasta conține 4 cereri prin care se cere lui Dumnezeu să nu îl stăpânească pe om duhul patimilor. Și anume, Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Acest duh este, de fapt, manifestarea a 4 patimi egoiste care îl stăpânesc pe om. Trândăvia sau grija opusă sau grija prea mare pentru lucrurile trecătoare. Apoi a treia patimă poate fi iubirea de stăpânire, să stăpânească peste alții sau să stăpânească multe lucruri materiale. Și cel al grăirii în deșert, al vorbirii fără rost. Și toate aceste duhuri, care exprimă 4 patimi, exprimă, de fapt, așa cum spun Sfinții Părinți, pe omul împătimit, omul stricat la suflet, omul bolnav din cauza păcatului. Și de aceea, acum, urmează 4 cereri sau o cerere în care se cer 4 virtuți care să înlocuiască patimile și să zidească, să noiască pe omul vechi ca să devină un om nou, un om înviat, duhovnicește în Hristos. Canonul Sfântului Andrei Cârteanu va fi citit în întregime și în miercurea din a 5-a săptămână a postului mare. În data de 9 martie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastia. Părticele din moaștele lor se află în București, la Schitul Darvari, la Biserica Mihai Vodă, dar și la Mănăstirea Antim, acolo unde sunt prăznuiți în mod deosebit. Numele celor 40 de mucenici din Sevastia sunt scrise cu litere de aur în Cartea Vieții. Aceștia au fost soldați romani care au format o comunitate de mărturisitori ai lui Hristos. Pentru că au refuzat să aducă jertfă idolilor, au fost aruncați goi într-un lac înghețat. Se întâmpla în localitatea Sevastia din Armenia, pe la anul 320, în vremea lui Licinius, împărat cunoscut ca mare prigonitor al creștinilor. Rezistența de care au dat dovadă în acel sfârșit de februarie avea să uimească o lume întreagă. Cei 40 de mucenici sunt cinstiți în Biserica Ortodoxă pentru tăria credinței lor și pentru puterea rugăciunii. În noaptea aceea, o lumină s-a revărsat din cer peste lacul înghețat pe care l-a topit, iar 40 de cununi strălucitoare au pogorât asupra lor. Unul dintre tineri, ieșind din apă din cauza neputinței, a murit îndată. Locul lui a fost luat de unul dintre soldații de pază care, văzând minunile petrecute, a mărturisit credința creștină.
a intrat în apa înghețată și a primit cununa lui Hristos. În zori, soldații creștini au fost aflați vii și nevătămați, fapt pentru care au fost torturați prin zdrobirea picioarelor. După ce au răbdat toate aceste înfricoșătoare chinuri, și-au dat ultima suflare. Rămășițele lor au fost arse, dar pentru că oasele au rămas întregi, au fost aruncate într-un râu. Episcopul Armeniei, în urma unei viziuni, le-a adunat din apele râului și le-a păstrat cu mare cinste. În timp, acestea au fost răspândite în întreg spațiul ortodox. Cei care doresc să aducă cinstire celor 40 de mucenici pot merge la mănăstirea Antim, la Schitul Darvari și la Biserica Mihai Vodă din București, acolo unde se află părticele din sfintele lor moaște. Prin cultul martirilor, biserica a pus bazele venerării sfinților. Fiecare dintre ei este mărturisitor, iar sângele lor este o sămânță care aduce noi roade. Aceste acte martirice, petrecute din zorii creștinismului și până astăzi în Orientul Mijlociu, nu fac altceva decât să împlinească promisiunea Mântuitorului Hristos. În lume, necazuri veți avea. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu siguranță, sfinții sunt oameni ai lui Dumnezeu, care fac voia lui și prin care se lucrează voia lui. Dintre toți însă, unul singur poartă titulatura de omul lui Dumnezeu. Mai multe detalii aflăm de la jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu în rubrica Sărbătorile Săptămânii. Bună dimineața! Tot privind la știri, pe de o parte, pe refugiații din Ucraina nevoiți să-și lase locuințele și să pribegească în țări străine, și pe de altă parte pe cei care nu pierd niciun prilej ca să se laude cu găzduirea acelora, m-am amintit de un sfânt foarte drag, care și el și-a părăsit casa și traiul tihnit, însă de bună voie, pentru Dumnezeu, și care permanent s-a îngrijit tocmai să își ascundă de oameni orice faptă bună. Este vorba despre Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu, pe care îl prăznuim joia care vine, pe 17 martie. Sfântul Alexie s-a născut într-o familie foarte bogată din Roma, în a doua jumătate a secolului IV. Încă de tânăr, el a înțeles însă deșertăciunea acestei lumi. Părinții lui își doreau mult ca el să se însoare, așa că i-au hotărât soție de neam bun, dar în noaptea nunții Sfântul Alexie a lăsat totul pentru Hristos și a părăsit casa în taină. Când a ajuns în port, s-a urcat în prima corabie și a călătorit până la Edesa, în Asia Mică, unde s-a așezat în fața Bisericii Maicii Domnului, printre alți cerșetori. Acolo a petrecut Sfântul Alexie vreme de 17 ani, în post aspru și rugăciune, dar disprețuit de toți oamenii, mereu cu privirea plecată spre pământ, dar cu mintea înălțată sus la cer. Când, printr-o minune, viața lui sfântă s-a vădit oamenilor din cetate, el a fugit din nou, luând o corabie spre Cilicia, dar care, prin rânduiala lui Dumnezeu, a ajuns la Roma. Sfântul Alexie a mers atunci la casa tatălui lui și, fără a-i spune cine este, i-a cerut milostenie. Tatăl l-a primit să locuiască într-un colț al curții și așa a petrecut Sfântul Alexie încă 17 ani. Într-o bună zi, slujind Inocențiu, papa Romei, Sfânta Liturghie, de față fiind chiar împăratul Onoriu, s-a auzit un glas dumnezeiesc care a vestit tuturor moartea omului lui Dumnezeu. După ce au cercetat și au aflat trupul, au găsit în mâna lui o însemnare în care Sfântul mărturisea cine este și care îi fusese viața. Doamne ajută! Duminica Ortodoxiei este bucurie în stare pură. Dar cum facem asta fără a atinge pe ceilalți, fără a cădea în păcatul trufiei? Iată răspunsul în dialogurile dimineții, oferit cu mult tact duhovnicesc de părintele Visarion Alexa.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Suntem în preajma părintelui Vistarion Alexa. Bun găsit, părinte, în emisiune. Bună ziua, Doamne ajută! Ne aflăm în Duminica Ortodoxiei, sărbătoare foarte mare, la care avem un soi de vibrație specială. De unde vine această bucurie a noastră a ortodoxilor în ziua de azi? Amintește de o biruință. O fie cândva de mult, cred că sunt aproape 1200 de ani, aproape 1200 de ani, dar totuși păstrăm, poate nu mai ține minte datele istorice foarte exact sau evenimentul, dar emoția acelor momente prin care împărăteasa Teodora restabilește cultul icoanelor, icoanele pe care noi astăzi le vedem pe pereții bisericilor, în casele noastre. O prezență foarte firească de altfel. Foarte firească. Dar nu a fost așa atunci. Atunci n-a fost chiar așa, pentru că puterii imperiale, antecedente împărătesei Teodora, împăratul Leon, smulge icoana bisericii și spune că este idolatrie, trebuie scoasă din cult. Atunci împărăteasa Teodora reușește să restabilească cultul icoanelor printr-un sinod ecumenic și icoanele rămân în biserică, în casele noastre, în viața noastră de zi cu zi. De aceea noi putem astăzi dărui o icoană la botez sau la nuntă, pentru că cineva, acum 1200 de ani aproape, s-a străduit să păstreze acest odor, acest obiect extraordinar de cult în viața bisericii și în viața noastră. Părinte, știm că icoanele sunt o prezență de multe ori vie în viața noastră. Sunt unele icoane care plâng, altele care fac minuni. Cum ar fi fost lumea noastră ortodoxă fără aceste bijuterii, fără aceste daruri duhovnicești? Ar fi fost și ale harului până la urmă. Ar fi fost foarte searbădă, pentru că, vedeți, minunile în lumea largă sunt, Dumnezeu le face. Poate nu sunt atât de vizibile sau poate ne-am obișnuit atât de mult cu ele încât nu le mai vedem. Este tocit ochiul exact. Pe locuri. Dar iată, icoana și-a păstrat permanent prospețimea aceea de a arăta că Dumnezeu e viu. Sunt cele mai îndrăgite obiecte de cult în lumea ortodoxă și sunt și cele care sunt martorele celor mai multe minuni, aș spune, în cultul creștin ortodox, pentru că, într-adevăr, cele mai multe minuni se petrec prin intermediul lor. Există un ordin călugăresc, catolic, asumționiștii, pe care papa l-a trimis în estul creștin, aș spune, în lumea ortodoxă, să analizeze viața ortodoxiei. Și practic asta este misiunea acestui ordin. Sunt și la noi, avem țară, în București ordinul asumționist. Da. Mulți dintre acești călugări îmi sunt prieteni, pentru că mă întâlnesc și întreb ce fac, ce obiect de studiu au, și îi spun lucrul pe acesta. Dumneavoastră. Da, eu. Eu sunt obiectul lor de studiu. Și îmi spun foarte direct: părinte, noi am pierdut în lumea creștină a apostolului, am pierdut un concept foarte valoros. Și anume, îndumnezeirea omului. Omul care este posibilă. Este posibilă. Este posibilă. Și în ce spunem noi ortodoxi? În ce fel anume? Îl vedem pe Iisus pe Tabor, trupul lui devine ca lumina, hainele ca zăpada și răspândește lumină și pace. Cei din jurul lui sunt martorii acestui moment. Iisus acolo devine o icoană. Nu un tablou. Nu un tablou, ci o icoană. O icoană. Pentru că prin acel moment, prin acel trup al lui Iisus, Dumnezeu este vizibil. Însușirile lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, pacea, blândețea, iubirea, toate sunt însușiri care devin însușiri omenești atunci, prin această alăturare, dintre această întâlnire dintre Dumnezeu și om. Practic, icoana asta arată. Icoana arată că noi putem deveni ca Iisus pe muntele Tabor. De aceea icoana nu o să fie niciodată un tablou cu carnație pe el, așa cum e un tablou, nu știu, dintr-o expoziție de artă. Icoana e cu un trup, dacă ați văzut, subtilizat, degete subțiri, obrajii trași. Da. Absolut. Arătând în ea prezența lui Dumnezeu. Omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu și trupul lui nu mai este un trup strict biologic, un trup îngrășat și care e dominat de materialitate, ci este un trup prin care energia, puterea lui Dumnezeu se revarsă către ceilalți. De aceea e și făcătoare de minuni. Părinte, o întrebare care ne privește pe noi cei de astăzi.
Cum ar trebui să ne poziționăm noi ca ortodoxi, având în spate tot acest patrimoniu, care într-adevăr este neștirbit, sau cel puțin așa pare în mare parte, cum ar trebui să ne poziționăm față de ceilalți oameni, de ceilalți credincioși? Cu alte cuvinte, a fi ortodox azi. Vorbim asta în Duminica Ortodoxiei. O să zic o vorbă tare, dar o zic. Vă rog chiar. În niciun caz ca dracu pe comoară. Da, e tare, asta e o vorbă, foarte bună. Asta e o vorbă țărănească, dar știți, reprezintă un adevăr. Ai o comoară și te așezi pe ea mândru și împănat, nici tu nu te bucuri de ea, pentru că e sub pământ, dar nici alții să nu se bucure de ea. Și atunci noi facem în duminica aceasta un efort extraordinar să scoatem comoara aceasta din pământ. Vă vorbisem despre îndumnezeirea omului, să știți că este o învățătură sau o cale, sau calea pe care nu mai găsești nicăieri în altă, să spun, ofertă religioasă. În care tu să devii Dumnezeu, dar să nu pieri, să rămâi cine ești, cu amintirile tale, cu bagajul tău, cu emoțiile tale, să devii ca Dumnezeu, să devii Dumnezeu, dar nici Dumnezeu să nu piară. Cei doi să se întâlnească și să-și împrumute unul altuia o mare bogăție spirituală, veșnicia, practic. Și atunci, noi ortodoxii trebuie să scoatem comoara aceasta din pământ, să o practicăm noi, să credem în ea, în îndumnezeirea omului, în icoană, și să o propunem și celorlalți creștini. Să le facem să nu ne fie teamă să vorbim cu ceilalți despre ortodoxia noastră. Desigur, asta presupune să știm noi ce este ortodoxia noastră. Da, o temă foarte delicată, aș putea spune, pentru că de multe ori se sizăm în ultima vreme, mai ales un fel de țâvnă ortodoxă, un fel de mod de segregare față de ceilalți, de respingere, dacă vreți, a celorlalți. Este acesta un mod ortodox cu adevărat de a fi? Așa ne învață Sfinții Părinți, așa ne învață predania, de a ne despărți radical? N-ai cum. Împărțim același pământ. Nu există o peșteră unde să te poți retrage și să poți să fii doar tu și ortodoxii tăi, ceea ce e absurd. Absurd, adică știu că există o comunitate în Statele Unite numită Amish. Da, Statele Unite le-au conceput drumuri speciale, că nu au voie să meargă pe asfalt, le-au conceput cu trăsurile. Sigur, dar sunt pe cale de dispariție pentru că tinerii lor abia așteaptă să fugă din comunitățile acestea închise. Dacă vreți noi ortodoxi să devenim un fel de Amish sau să trăim în ghetouri de genul acesta, sigur că vom rămâne cam singurei, așa, însă și copiii noștri ne vor părăsi. Părinte, punem la inimă aceste cuvinte sperând că vom găsi înțelepciunea de a face față acestor provocări și de a ne acomoda cumva cu acest mod de a fi împreună, pentru că suntem condamnați la a fi împreună. Dragi prieteni, aici se termină această ediție a emisiunii noastre. Rămâneți alături de noi pentru că vor urma alte discuții și alte teme și mai interesante. Dragi prieteni, aceasta a fost prima parte a Universului Credinței. În mai puțin de 10 minute la 8 fix ne revedem cu partea a doua. Merită să rămâneți conectați la Universul Credinței.